Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Vin steak-urile. Deci fără, eu nu înțeleg ce ne-a pus. Ne-a pus și lingura, avem și ciorbă în steak. Ciorbă. Știi că eu am fost odată la un restaurant și am cerut o ciorbă și n-am băgat lingura în ciorbă, am scos un piept de pui. Așa, era o ciorbă de pui la grec și când am băgat lingura așa, uite așa o bucată frumoasă de piept de pui la grătar. L-a chemat pe bucătar și a zis, doi, ați greșit comand. Și zice, nu, a cerut ciorbă de pui. Zic, da? Da, la felul de a cerut sarmale, l-a cerut friptură și mi-a zbădat că și-a băgat și ceva și friptura la aceeași farfurie. Păi cum, mă, așa trebuie. Păi cum, dracu? Așa scoteai pentru că pui pulentul față și zici că haide, 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 gata? Haide, iar. Bă, sunteți siguri? Aolea, nici nu l-a zis. Opa! Ia uite, mă, ce interesant asta. Ce e mai interesant. Hai mă că, băi, pe bune, n-am e prima oară când văd așa ceva. Gagic, mă. Hai mă, e prima oară când văd așa ceva, bă. E friptură cu gagic, mă. Mi-am adus aminte de Mileul lui bunica de pe televizorul Temn. E porc. Mamă, deci arată. Ce e așa aici? Ce-s astea? Arată. Nu știu, mă, mă întrebați pe mine. Cu fistic. Eu am făcut altceva. Sper doar ca acest altceva să fie apreciat. Ce-i asta, mă? Nu știu, dar nu era la gust. Băi, lași, fii nebun, zău, ce ai? Bă, spaturile voastre, sunteți nebuni. Asta e brânză gorgonzola, mă, ce ai? Brânză, bă, băiete. De brânză, Cătăline, i-am. Uite cum o cegai. Nu era la gust, sunteți nebuni, farfuria voastră, nu era la gust. Bă, la gust nu e. Nu era la gust. Dar arată ca doi porci. Nu știu cine are imaginația asta, ce am plătit făcut mileu în farfurie, nu știu. Dacă nu eram obligat să gust mâncarea, nu o gustam neam. Adică nu puteam să-mi dau părerea dacă e bună sau nu e bună. Deci dacă sunt obligat să gust, trebuie să gustăm, mai să gustăm. E comestibil, nu e rău. Aici e de departe italiancă, adică nici trebuie să le văd pe celelalte. Da, cu mileu? Mă, cu mileu, așa, sicilian, da? Păi ăsta e sicilian cu fistic? Cum se cheamă în italian? Dacă îmi spui un nume în italian... Mai are alpistachio. Cum, cum? Mai are alpistachio. Te cred. Că sună bine. Așa o să spună că se cheamă. Carnea e ok. Ăsta e avantajul. Că nu e carne uscată. Că dacă ar fi fost carne uscată, ar fi fost probleme foarte mari. Dar e ok. E gătită corect. Farfuria asta e, sunt cu experiența mea. Le-am făcut pentru că știu cum se face farfuria asta. Și eu cred că șefii trebuie să știe din la început. Asta e farfuria lui Ernesto. Nu pot să cred că se gândește altceva. Mamă. Olele. Uite-l pe Dani. Nu e posibil, da. Ia, nene. Ratatouille. E bun, hai să vedem. Ratatouille nu e rău la gust. Da. Noi, că cartofii ăștia, steak potatoes, așa? Da, genul așa de cartofi. Și sos de pătrunjel, că cred că sos de pătrunjel e. Ce asta voi, e? Da, e de pătrunjel, ăsta e Dani toată ziua. Da, e Dani. Da? Da. Exact, potemă, tibon, ce cum mai vrei mai mult de atât? E o farfurie foarte clasică de steakhouse. Îmi place. Farfurie bună. Dai, dai, dai. Opa. Ula la! Ce e? Neapa cu piure sos, de... clasic. Piure, piure. Ia, e de la... Are un conopidă. Am încredere în preparatul meu, pentru că gustul era extraordinar. Pare mai gustoasă carnea aici de vacă. Păi e mușchi de vită. E mușchi de vacă, mă. Băi, mulțumim producția pentru această probă. Mușchi de vacă foarte, foarte, foarte moale. Sparanghelul gătit bine, sosul ăsta olandez e. Wow, chiar e gătit perfect. Nu arată senzațional, e așa ca plating, dar foarte gustoasă. Ulala! Ulala! Ceafă de porc! Afumătură! Salată! Cartofiori, salată de varză. Ia, salata de varză are gust? Aia e important. Bă, în atâtea steak-uri ți-a ales să faci ceafă de porc. Ce n-am, mă? E românește. N-am apucat să gust din preparatul meu. Într-un fel mă gândesc și la faptul că este o friptură și nu prea ai avea cum să dai greș cu o friptură. Are un gust leșinat. După mușchiul de vită, are un gust leșinat? De ceva nasol. De la asta. Băi, a reușit salata asta. Salata e bună. Bine, dar nu iau în considerare. E așa. Adițional. Pe lângă. Asta e importantă. Că ăsta e rost când tare, frate. Nu știu care e faza cu asta. Nu l-a făcut în mai bine, uite, asta nimeni, dacă tot ți-e foame, ia lemunță de asta, cu asta, las-o pe asta. Nu, salata. Să faci o ceafă de porc și să nu fie gătită, să curgă zeama din ea, de sângele. Dislike. Sper să nu fie din echipa mea, tot ce-mi doresc, da. Farfuria asta nu prea am înțeles. E un steak tipic românesc ăsta. Adică niște coaste afumate, puțin Kaiser, ceafă de porc, salată de varză, cartofi prăjiți. Asta e farfurie de aia, când te dai jos din tir, ai oprit, te-ai intrat într-o cărciumiară la șosea și ai mâncat genul ăsta de mâncare, știi?
iar așteptăm și emoțiile cresc. Te gândești, bă, am pus prea mult sos, am pus prea puțin sos, dacă nu e pe placul lor, dacă carnea atât timp cât a stat acolo s-a dus spre well done. Și îți pui tot felul de întrebări în cap. Te-ai frumusic aici. Da. Asta e comerzant. Dar poate să fie și al tău puțin, nu? Păi ce, arată frumos farfurie. Da, arată bine. E o farfurie gustoasă, dar pe care aș fi vrut poate un alt tip de plating. Adică piureu pus cu poșu atât de mult, într-o combinație atât de fină. Farfurie bună, dar farfurie care ar fi putut să fie mai bună de atât. Din cauza sosului nu dau notă maximă asta. Păi da. Dar e o... Ia mai puțin. Atât. O farfurie frumoasă. Foarte frumoasă. Și mult. Altă piept de la. Uite cu splash. Ia să vedem. Deci baby morcov în sparanghel. Ia să vă, că salata așa părăște în prea mâncat. Salata la grătară. Asta este Italian style. Ce n-am înțeles eu niciodată și nimeni de pe planeta asta n-a înțeles de ce pun italienii frunzele pe grătar. E clar că e cineva care a vrut să iasă puțin din dipar. Dar la gust aici mai sunt niște chestii în gust. Îmi place. Are ceva, un sosuleș ceva, o șmecherie. Are ceva, nu știu ce. Interesant. Dar dacă nu puneam pasta... Nu, serios, e mai interesant are. Care mi se pare mai gustoasă aici de acolo? Această farfurie mie chiar îmi place. E ciudată ca textură, într-adevăr, să mănânci verdeață flășcăită așa, dar are gust. Chiar are gust. Oh, oh la la! Oh la la! Ribai? Pare ribai. Pare ribai, nu? Cu piure de trufe. Hai să vedem piureul ăsta. Da, piureul nu e rău. E o farfurie, zic eu, ok, carnea, o idee cam gătită, dar... Ok, o farfurioară medie. Iată, băi, Florine! Îmi ce dă scălătesul, dar mă chinui să țin mâna așa, că nu pot. Nu știu, cât e grasul aici, că tu știi? Cât vrei tu. Cât e? Trei, nu dai. Am foarte mare emoție. Nu am avut la niciuna dintre probe asemenea emoție. Altă rață, cu piure de... Asta... Pare steak, așa. Asta da. Mai măcăne. Asta măcăne, da. Hai că nu măcăne chiar așa tare. Ba, nu, nu. E o farfurie montată neglijent, boabele de rodie și pieptul de rață. Nu e cea mai bună combinație. Nu e cea mai fericită așezare în farfurie. Dar rața e gătită corect. Eu n-am luat piele, să știi că se amestecă foarte mult. Între cele trei rațe, într-adevăr, asta pare cea mai plictisitoare. Da. Cea mai plictisitoare. E ok, uți ca... Da, putea să o mai lase pe piele să se mai puteau facă. Să facă multe, Cătălin, dar... Bă, și aveau, cred că, la carne acolo să facă un steak, dar mă gândesc că poate nu știe să gătească vită. Și de-aia vrea să facă piept de rață. Giagichi, băi, iau ce cartofi. Giagichi, băi, ia cartofi. Ia ți-o pasta cu cimbru la maxim. Deci, fii atent, nu te uităm la carne, ne uităm direct la cartofi noi. Nu mai, nu, păi, dar am vrut ai să... observat, nu ne interesează carnea cartofii direct. Foarte tare. Ma. Ce, ce e, nasoală sau ce? Pai, mă, cum e? E tare îndrăge. De ce a făcut? Mama a făcut-o de boala copilor. A, nu, cum nu a chiar tare cum s-a în ea. Băi, tare îndrăge, bă, te rog eu frumos, un culo, uite. Abia intră furculița în ea. De ce nu vreau eu să tai steak-ul cum fac concurenții noștri? Se usucă, oxidează. Adică eu mă chinui să iau steak-ul să-l închid pe toate părțile, să-l gătez, ca să-mi păstreze jus-ul interior, după care mă apuc și-l tai, să-l pun pe farfurie să se usuce. Aia n-are niciun sens și nicio logică. Se vede clar că e cineva fără experiență. Nu stă să mai mult. Ne întoarcem alături de trei șefi ce se delectează cu fripturile probei individuale. Mai au de mestecat atent câteva farfurioare. Ai, că arată bine, n-ai. Culoare este. Culoare este. A, asta e înghinare. Iar e Dani, pe toată... Da, acum vine Italia. Nu e Italia. Cu anghinare. Nu e. Uite, mă, meu. Calitatea cărnița asta e moale. Astea nu-și de vită, Cătăline. Și la New York Steak. Și ce vrei să-i fac? E tare ca piatra. Dar n-am înțeles eu. Bă, e tare ca piatra. Dar nu l-am obligat eu să iau New York Steak. Da, dar nu știu. E, na. De ce ești mă supărat așa? Dar nu, bă, sunt supărat că nu mi-a plăcut deloc. Asta e tare ca dracu, ăsta a fost nasol, iar ăsta plin de ulei, ce naiba.
Așa mă, că crezi minte, nu știi că face așa și de alte note pe da, spate. Nu l-ai învățat până acum? Ce vrăjea acele? Băi, din punctul meu de vedere, o farfurie foarte gustoasă. Are anghinarele, se completează foarte bine în această poveste, nu mă așteptam. Sper să fie asta de-al meu, așa că e foarte interesantă farfurie. Uite-l, bă, pe ăsta-i Dani, bă. Așa, cu pătrățel? Nu cred. Cuscuș, cuscuș. Cuscuș. Cine face, mă, cuscuș? De film. Face rechinul cuscuș? Da, pe a doua oară când face cotlet de ăsta. Seamnă că-l face bine. Da. Uite, mă, sosul ăsta e mai interesant decât sosul ăla. Are tarhon? Trebuie să fie bernez. Da, nu e. Dă-i și tu un pic, te rog. Care un sos? Ăsta-i sos? Ăla-i sos. Și ăsta nu. Mă, țăcăneală, mă, mă, bucătarul vieții mele. Deci ăsta nu gustă-l, e... Mă. Deci atent aici. Ăsta, ăsta tu zici că ăsta nu e sos. Ia gustă-l, mă. Iar ăsta... Bă, l-ai gustat? Iar ăsta e sos. Bă, l-ai gustat? Ce dracu-i sos ăsta, mă, că nu curge? Bă, l-ai gustat? Păi, dar bă, ce, mă, sosul ăla curge? Ha? Sosul ăla curge după ce l-ai scos din oală? Ia zi, mă, cât te scurge ție ăla în dejun după ce l-ai scos din oală? Ce sucul ăla? Păi, vezi? Mai ales dacă e rece, da, l-ai gustat pe ăsta? Am gustat un pic. Și aia e sos? Un picuț așa, da? E sos de maioneză? Farfurie frumoasă, farfurie gustoasă. Nu are ceva super wow, dar este o farfurie foarte corect. Nu stai sănătoși. Mai mult de unul ăsta, mă? Da. Nu stai sănătoși. Bă, bune? Da. Cum trebuie să-i dai mai mult de unul ăsta? De ce? Băi, sosul ăsta tu l-ai gustat? Tu nu vezi, mă, că ești pe altă planetă? Da, și carnea făcut steak, mă, eu prima dată mă lastei. Mi se pare nasoală. Eu mă, la... ce carne, uite, ce culoare, ce culoare frumoasă. Hai să ce vedem. Culoare are, ce culoare are, mă, asta ești nebunie asta, că e bronzată. Băi, bucătarul pește, ăsta e sos de carne. Ăla-i sos, ăla-i sos. Că de carne așa, da, mândână cu curge, e sos, dă-l în culo. E mai bună la de acolo. De 10 ori mai zici bun maioneză aia, mă, da. Păi da, mă, dar e maioneză, nu-i sos. Păi și ăsta ce crezi, mă, că a fost? Cum se compare, mă, aici e o două bătute cu un... Băi, ești nebun. Consider că merg un pic la sigur cu această farfurie. Nu am vrut să merg la risc. Vită, nu? Ia cu sos de ciuperci. Cartof. E foarte mișto. E foarte mișto ce ai. Foarte gustos. Vezi că e la fel. Vezi că și asta e tare. Bă, nu e... Nu e ca idee, spune, bă, e tare sau nu? Bă, las-o, mama, mă, e aceeași bucată de carne. Ia-ți-o. Da, bă, sunt la fel. Nu e, bă. Undeva e tare și aici, uite-te și tu, asta are și culoarea asta, n-are. Iar asta are un sărat care mă enervează foarte mișto. Este o farfurie care arată și bine, și gustoasă, și e și gătită perfect. După cum arată, cred că e comerzant. Sau, de ce nu, să-mi facă vreunul de-al meu, vreo surpriză și să fie pe aici, prin farfuria asta, dar greu de crezut. Bă, asta e farfurie de 5. Bă, la ce a făcut și la asta? A lăsat cotorul de amurcu. Și la mieță a făcut la... Și la mieță a făcut la fel. În mare, așa, farfurii bunicele. Așa, dacă ar fi pe o scară de la 1 la 10, sunt mulțumit cam undeva la 7. Să rămână pentru masă, dragi concurenți, vă mulțumesc. Chiar a fost bine primită această mâncare și la timpul potrivit. Chiar mă bucur că am reușit să mănânc ceva azi. Dacă ai abonament la Antena Play, ai ingredientul perfect pentru o zi perfectă. Fii gata să vezi emisiunile tale preferate în ediții integrale, oriunde și oricând pe Antena Play.